Hei, salut prieteni! Sunt din nou acasă, am revenit cu programul semi-live cu care v-am obișnuit. Sper că v-au plăcut videole de săptămâna trecută, că au fost cât de cât interesante și, de ce nu, unele dintre ele chiar folositoare pentru unii dintre voi. Astăzi este luni, 23 mai și v-am zis că fac extragerea la giveaway astăzi. Și am să o fac acum. Este ora 1 fără 20. Mă duc să mă pregătesc și în jur de 1 am să fac extragerea. Toate înscrierile care se vor face după ce câștigătorul va fi ales nu vor mai conta pentru câștigarea bateriei. Însă dacă voi vreți să-mi dați un share la orice, știți foarte bine că mă ajută foarte mult share-ul. Haideți să vedem, să-i dăm drum. Bun, să-i dăm drumul la giveaway. Am aici, am contabilizat în Excel-ul acesta toate share-urile pe care le-am primit la postarea cu concursul. În ordinea în care le-am găsit eu acolo sunt 83 de intrări, de share-uri, de oameni care au dat share la postare. Bun, și din aceștia vom alege un câștigător absolut random. Intrăm pe random.org, l-am deja deschis aici. De la 1 la 83. Ia să vedem, generate 6. Numărul 6. Cătălin Adrian. Ia să vedem pe Cătălin Adrian. Cătălin Adrian. El este super. El este. Uite share-ul aici. O să-i dau un mesaj lui Cătălin să vedem dacă este abonat pe YouTube, ce nume are pe YouTube și dacă da, să-i trimit bateria. Așa că să vedem ce răspunde. Gata, am reușit să iau legătura cu Cătălin. Este abonat la mine pe canal. Uite aici. Cătălin Adrian, la abonamente. Eu sunt aici. Așa că felicitări. O să-ți trimit bateria în câteva zile. Și pentru restul îmi pare rău că nu am avut mai multe premii, însă vor mai fi concursuri. Ia uite cum plouă. Cred că s-aude, uite și în spate. S-a făcut ora 5 și am stat în casă până acum, am ajuns și eu la zi cu toate comentariile, cu toate chestiile de pe Facebook, de pe YouTube. Și acum mă duc să mă întâlnesc cu Ana un pic. Dar văd că plouă de rupe, să vedem ce face. Că a fost super frumos până acum, a fost soare. M-am întâlnit cu Ana. Ana deja a întins-o. Aici la Dristor nu mai plouă absolut deloc. Am luat-o de la servici și mergem la Mac să stăm jos acolo, să bem un suc. Că mie nu e foame, nu e foame, dar mergem să stăm acolo. Cine țipă în halul ăsta? Aia doi? Sau de aici? Gata, au plecat copiii. Frate, de ce, ceva senzațional la Dristor ăsta de la Mac-ul ăsta de la Dristor. E grădiniță, frate, întotdeauna când vine aici, rare ori să găsesc liniște, să nu fie copilași care urlă, ca și când ar fi ultimul urlat al lor. Ana bea niște fresh de morcov. Portocale. Morcov. Omulic! Mamă, ce casca am. Trebuie să mă tun neapărat mâine. Iar și-a luat Ana umbrela asta de la pufuleț. Ușor de cărat. Câștigat-o la Kinder. Nu la pufuleți. Pufuleți, asta e de pufulețiul. La Kinder sunt surprizele alea mai calitative decât la pufuleți. Gata, Ana pleacă. Cam asta a fost apariția în vlogul de azi. Mai deloc. Fă Ana. Hai că am ajuns acasă. Mă pun să umflu roata la Fiesta. E o roată desumflată aproape pe jantă. Dar la Fiesta nu-i merge bricheta. Nu știu ce s-a întâmplat, cred că e vreo siguranță sau ceva. Și o să pun pe asta lângă Fiesta aici ca să pot să umflu roata la Fiesta, că am compresorul în asta, în Fabia. Gata, asta nu am cu discuțiile? Cam atât pentru azi. Trebuie neapărat să mă tun, mă uit la mine aici în cameră și sunt... Am un păr, uite așa. Mâine dimineața la ora 7:30 mă duc cu Horia să dea examenul auto.
În prima fază vreau să stau în spatele lui cu mașina, dar l-aș stresa prea tare, așa că o să mă duc la Republica, acolo unde se întâlnesc cu toții, și o să stau să-l aștept, să văd ce face. Așa că țineți-i pumnul Horia că mâine dă examenul și să sperăm că poimine merg cu el la piperas și ia carnetul. Bă, gândiți oamenilor că dai carne, dai de carne mâine. Ce să le zic eu? Și că apoi mâine să sperăm că mergem la piperat, e carnet. Să faci vlogul de frică. Fac live pe Facebook ca să rămână în caz că... Îți pui de la Heart Monitor cum are PewDiePie. Da. Dar îmi pun aici, stau cu degetul pe telefon, că am Heart Rate Monitor. Stau cu degetul pe telefon așa și înregistrez ecranul. Sunt acolo 250, 730, 1000. Mi-au pernele de acasă, îmi pun așa în față. Deci n-are rost să mai colantez Fabia că câteva zile o refacem din nou. Refacem nou botul, spatele, laterale, oglinzile, ce-o fi. Da, așa că țineți-i pumnii mâine că are examen la prima oră. Ah, uite, așa, țineți-i pumnii așa, dar pum, mai mulți așa. Cu cât mai mulți, într-o palmă, cât mai mulți pumnii așa. Ții bine, acolo, mai bine. Ții bine, da, să nu fugă. Întrebarea data trecută, adică acum o săptămână, nu v-am pus pentru că am fost plecat. Întrebarea de astăzi este: ce ați pierdut voi ultima oară? Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share să vadă și prietenii voștri și ne vedem mâine.